urmează să ne înclinăm în fața publicului, așa da, cum mai la noi. Nu, stai jos. Vorbesc de planul înclinat, pe care o să urce echipa 2. Nu noi. O să urce pe planul înclinat, echipa 2. Hai, da, noi, hai! Totul e permis, are onoarea să prezinte superproducția Petrecerea Burlacilor. Personajele sunt Mirele Lucian Ghimiș, prietenul Mirelui Cosmin Zeleși, mireasa Ioana Blaj și chelnerița Monica Davidescu. Monica, ești chelneriță într-un club de noapte și faci ultimele pregătiri înainte de deschiderea clubului. Aprinzi luminile, pui obiectele la locul lor. Ceva de nedescris. Poți să pui muzică pentru că îți place să dansezi în timp ce faci treabă. Cosmin și Lucian, doi buni prieteni și foarte, foarte amețiți, intră în bar. Sunteți prieteni foarte buni și sunteți rupți. Ho, aho, Robi și Dras! Stați puțin și... Nu! Nu, bine ați venit! Bine ați venit! Lucian, tu te însori mâine și ați venit în club pentru Petrecerea Burlacilor. Sărut mâinile, vreau să spun că acest coleg aici de față cu mine este următorul prieten al meu care va intra în Clubul Proștilor din România. Se scoară! Și el l-am ratat și pe ăsta. Da, bine. Bine ați venit, poftiți, luați loc. Bine că am venit cu vinul nostru de acasă, dacă e să-l puneți una asta. Lucian, te așezi pe canapea, Cosmin, tu mergi la bar și comanzi două cocktailuri. Trebuie să trec. Aș putea să-l folosesc vinul ăsta în altă... Da, lăsați-l acolo la bar. Lucian, aș bea ceva, măi. Măi, ce? Ce vrei? Domnilor, abia am făcut curat. Ne iertați, noi suntem actori de circ. Dar nu mai adun nimic de pe jos. Hai, stați în picioare. Ia un loc. Ce vrei? Ia un loc, stai că mă duc să-ți iau ceva. Ia, stai acum. Mă duc să-ți iau ceva de bă. Oh, băi, Luciane. Si. Ai nebunit? Sărut mâine, domnișoare. Dansați? Dansați? Adică pe aici pe undeva? De ce dau eu numai peste pe tip, doamne? Bună ziua, bine ați venit. Să rămână. Bine ați venit, vă stă mult mai bine. Dați drumul la muzică din nou. Da. Vedem și noi niște chiloței, niște... Hopa, hopa, stai, Lucica. Ce fel de muzică vreți să ascultați? N-avem decât asta, hai. Ești foarte super. Și în timp ce Monica vă prepară băuturile, voi începeți să dansați. Fiți drăguți, să putem dansa aici? Numai dacă vreți, Luciane, putem dansa. Haide că sunt foarte... Ia uite-mă! Hopa! Ia! Hei! Hopa! Ia uite! E fără efort! E fără efort! Hopa! Să ne odihnim puțin! E bine cu șampanie? Poftiți! Vă place șampania? Ne place! Vă place! Ne place șampania, da! Niște țuică nu e? N-avem țuică, doar șampanie pentru unii care au băut atâta. Luciane! Ai pahare de șampanie, Monica! Când te însori, bei țuică, nu bei șampanie! Luciane! Toată viața ta o să bei numai țuică, șampanie nu mai vezi veci. Începe de mâine. Puneți-ne, hopa. Ce șampanie agitat aveți, doamnă. Oh, hei, hei. Da, ce vreau să... mai de sus. Ce vreau să vă spun, Oba? Stimată domnișoară. Ține un pic. Ia-l. Luciane, dă-mi voie să te invit la un pahar de șampanie cu spumă pentru... prostia pe care o vrea să faci. Da. Domnule, vă rog, serviți. Îți mulțumesc. Dar de ce a spus 402? Lucian, șampania e servită, domnule. Știam că ne veți da pe jos, de-aia am pus de rezervă. Lucian, bei șampania.